Astăzi vom angaja noul casier, așa că aș aprecia enorm like-ul la blană din partea voastră și nu uitați de mărciu blană pe nocivanu.ro, unde găsiți de toate, inclusiv noul model Nocivanu în apocalipsa zombie. Ok, deci avem cam așa magazinul. Dacă ne-ați văzut pe live, arată extraordinar de bine acum și fiecare raft corespunde unui produs. Adică aici avem cereale, pâine, făină, ulei și tot așa. Pentru că o să-mi fie mult mai ușor să mă organizez, îmi dau seama mult mai ușor ce produse lipsesc. Mai avem foarte puțin, facem level 20 și angajăm încă un casier. Oficial, deschidem maga. Să vină clienții să facem banii. Apropo, am terminat cu împrumutul băncii, deci nu mai am nimic de plătit, însă poate la nivel 20 facem un împrumut din ăla mai mare, să mai mărim magazinul, eventual, uite, când o să mărim magazinul, o să se mărească zona asta de aici, ok? Și atunci o să putem pune mai multe rafturi, putem cumpăra mai multe licențe și așa facem față. Nu prea îmi place mie ideea asta să cumpăr multe licențe, pentru că nu pot face față cu produsele. Așa, uite, avem frigider de ouă, de lapte, de brânză, apă, suc de portocale, de mere, cola, Sprite, totul frumos, organizat, aranjat, ca la carte. Ok, și prima noastră clientă și-a cumpărat făină și iar făină. Și-a cumpărat și un ceiuc. Poftiți, vă rog, ia, nu-i mai face, ba da, îi face părul așa. Mă, cere mă clienta asta, tot vine și face părul, zici că e la petrecere. Ia uite, zici că e ringul de dans. Doamne, iartă-mă dacă am înțeles ceva. Ok, poftiți domnul, poftiți. Domnul cercetător cu science fiction, cu alea, cu... Hai că am zis și eu dacă e. Bun, ce cumpără? Suc, toate chestiile, frumos. Perfect, și uite așa facem noi level 20 și putem angaja primul casier. Primul client pe ziua de astăzi, al meu bineînțeles, poftiți 3 sucuri, 2 de făină, 15,80. Aveți aici și bonul, începe să facă bani ca lumea de tot magazinul meu, sunt mândru de el, chiar sunt super mândru. Plin de clienți, aranjat frumos aici, zona de frigidere, îmi place. Aș mai putea pune 2 rafturi aici, însă parcă e puțin cam mult sau nu? Păi aș putea pune încă 2 rafturi, ia să vedem. Deci mergem la market, cumpărăm 2, unde sunt? 2 shelf-uri, le plătim, au venit, hop, și să le punem noi așa. Au loc lejer clienții. Bun. Și nu știu ce punem noi aici. Ce produse punem noi aici, e întrebarea. Mai punem ce avem extra? Mamă! Să scăpăm de cutii? Nu știu, vedem imediat. Bun, un alt client, poftiți vă rog. Asta îmi place, că acum clienții cumpără mult mai mult. De când am totul aranjat, parcă mi-a crescut cumva nota magazinului și vin din ce în ce mai mulți, cumpără din ce în ce mai mult. Clar și din cauza că am mărit puțin magazinul cu o zonă acolo. Hai, level 20, foarte, foarte puțin până la level 20. Până la finalul zilei, cu siguranță avem level 20. $13 pentru dumneavoastră, poftiți, la mulți ani cu ocazia 8 martie. Ok, bam, avem 61,90. Poftiți, domnul, poftiți, hop. Rest, voiam să nu-i dau nimic. Ok, aveți totuși rest 47,10, poftiți, vă rog. Cât aveți rest? 9,20. Aveți restul dumneavoastră aici. Poftiți, vă rog, 2 sucuri pentru dumneavoastră cu cardul, 5,20. Să mai punem noi suc la raft, că aici nu era plin, la Sprite. Acum este plin. N-am loc în magazin. Nu știu că e cea mai bună idee, măi, că am mai pus rafturile astea aici. Deși arată mai bine acum, mai plin cumva. Aș putea face o schemă. Să pun produsele de pe ultimul raft. Ok, că și așa acolo nu sunt puse prea bine. Ne mai trebuie lapte din acesta. Hai să luăm cu totul laptele. Bun. Și să-l punem noi, de exemplu, aici, uite așa. Perfect. Mai luăm și laptele acesta și îl punem aici deasupra. Bun. Dă-mi-l și pe ăsta, îl punem sus. După care, stai, l-am pus bine? Da, l-am pus bine. Aruncăm cutia, pornim și noi lumina în magazin că e jale.
mutăm clienții că nu avem timp să-i servim noi la colegul. Și mai avem niște sare aici. O punem frumos până jos. La fel și orezul. Să vedem. Mai am orez sau sare? Da, sare aici. Perfect. Hop. Punem sarea până jos. Perfect. Aruncăm cutia să fie ordine și disciplină în supermarketul nostru. Mai avem niște sare aici. O punem până jos. Frumos. Mai completăm pe sus dacă este cazul. Mai avem sare? Mai avem una, da. De foarte multe ori eu aruncam cutia, uite, pare că e goală, dar dacă o pui jos, mai este un produs acolo. Ceea ce mă cam întristează, că asta înseamnă că am aruncat destul de multe. Bun, ce mai avem noi de pus? Mai era acolo orez, dar nu cred că mai avem. Nu mai avem. Trebuie să servesc și eu clienții de urgență. Căutăm la produse, rice și punem 3 cutii. Comandă de 3 cutii frumos, la magaul nostru. Punem sus să avem stocuri full. Punem și jos. Și hai să-mi servesc rapid de tot clienții. Poftiți, doamnă, poftiți. Cum să nu, special pentru dumneavoastră s-a deschis casa aceasta. Aveți și bonul fiscal. 6 dolari cu cardul. Poftiți, vă rog, mulțumesc. Wow, se fac cumpărături. 42. Hai că am scris dacă e. 42,90. Poftiți, domnul. Cu cardul și dumneavoastră, cum să nu, o seară incredibilă vă doresc. Un pachet de orez, proaspăt cumpărat acum. Iar doamna dorește apă și suc. Și uite așa, am servit foarte rapid clienții. Iar al meu, Vasilică, doarme. Ia uite-l cum scanează. O să-l țipez lângă el. Este nouă seara, închidem și noi magazinul să nu mai vină alți clienți. Îi servim pe cei prezenți. 39. Am făcut level 20. Nici n-am observat. Atât de mult m-am focusat pe muncă încât n-am observat că am făcut level 20. Mâine, dis de dimineață, angajăm noul nostru casier. Și vom avea 2 casieri. 81, 30. Putem face și împrumutul la bancă. Mamă! Cât o cumpăra doamna, să trăiți! 5,80. Aveți restul dumneavoastră aici. O seară incredibilă, vă doresc. Bine! Bă, dar chiar se fac cumpărături. Magazinul nostru prosperă de la zi la zi. 2300 de dolari, încheiem ziua cu 6 produse care au fost prea scumpe, va trebui să mă reuit la prețuri. Am vândut de 1400 de dolari și am încheiat ziua cu 2300. Bun. Bă, zgoale rafturile! Asta este, erau goale și înainte, dar oricum. Doamne, iartă-mă. Da, ok, eu nu o să deschid, magazinul până nu fac restock ca lumea, că n-aș vrea să am clienți nemulțumiți, însă începem frumos ziua cu o angajare. Intrăm la management, la hiring și ne costă la fel ca celălalt angajat, la level 30 mai putem angaja un casier. Hai să-l angajăm. 100 de dolari și îl avem pe... Doamne, Vasilică 1, Vasilică 2. De ce sunt la fel? Bă, n-aveau să facă... Doamne, de ce nu i-au făcut diferit un pic? Bă, frate, puțin mai diferiți măcar. Gemenii Vasilică. De ce sunt identici? Cum știu cine muncește și cine nu? N-o să-i diferențiez niciodată. Doamne, ferește-mă și păzește-mă de așa ceva. Bă, cum o să faci joc cu asta? Bă, e troll. Deci, fiți atenți. Clienții sunt vreo 30 de clienți diferiți, 30 de caractere, da? Angajații mi-au pus identici. O venit frate Sogeamă să lucreze la supermarketul meu. Bun, hai să ne concentrăm că o să iau razna. Deci dacă lucrez la fel de lent ca frate tău. Deci, ăștia doi sunt ca unul. Ca idee, dar sunt curios dacă vor face față. De urgență ce ne trebuie? Odată. Hai să cumpărăm, știi ce? Cel mai bine ar fi să fim ordonați și când cumpărăm. Intrăm aici la frigi și vreau să vedem ce ne lipsește de la frigidere. Ouă, ar merge un cofrag, lapte 1, deci 1, 1, 1, ouă, lapte, brânză. Perfect, hai să luăm de fapt două.
ouă tot două. Avem și două de brânză. După care apă, sigur ne trebuie. Suc, sigur ne trebuie. Știi ce? O să cumpăr câte una din fiecare, că sigur s-au vândut măcar câte una. Bun. Bam, bam. Așa. Hai să terminăm odată cu frigiderele. Deci aici avem suc. Punem suc. Facem restock. Cred că e cel mai bine așa. Să fim organizați și ordonați. Bun. Cu asta am terminat. Hai să vedem sarea, dacă tot avem cutia aici. Nu s-a cumpărat deloc. Bun, trebuie să verific prețurile de urgență. Cred că sarea e prea scumpă. Altfel nu-mi explic. Bun, sucul ăsta s-a vândut cât de cât. Perfect, lapte. Laptele chiar s-a vândut. Înseamnă că avem un preț bun. Perfect, facem restock complet. Aruncăm cutia mai departe. Apă. Apă s-a vândut bine de tot. Prețul înseamnă că este extraordinar de bun. Perfect. Cred că ne ajunge apa. Mai departe. Orez. Orez cred că oricum n-aveam full înainte. Și uite așa am umplut și la orez. Mai departe, mai mult orez. Știi ce? Punem cutia asta undeva aici. Uite așa. Bun, mai departe, apă. Cred că mai încăpea ceva. Măi, nu mai încăpea. Hai să punem undeva aici în zona lichidelor. Perfect. Brânzică. S-a vândut? S-a vândut. S-a vândut destul de bine. Dar cu siguranță, înainte de deschidere, trebuie să analizezi fiecare preț în parte și să dați și voi un like între timp, cât de random a fost asta. Și să mai ieftinesc, să mai scumpesc. Că dacă sunt prea ieftine, pierd bani. Dacă sunt prea scumpe, rămân cu marfa și nu se vinde. Deci trebuie cumva o balanță. Mai departe, suc de portocale. Aici mai trebuie și pe primul raft. Mai avem și jos de umplut. Și uite, acum aruncam. Dar mai este. Nu mai nimeresc ușa. Doamne, deci câte sucuri am aruncat eu până acum. Ireal. Sucurile de mere văd că s-au vândut mult mai bine decât cele de portocale. Ia mai avem aici, nu mai avem. Aruncăm și cutia. Hai să vedem care-i treaba la prețuri la frigidere. Dar ăsta este puțin cam scump. Îl punem la 3,3 să facem vânzare bună. Vedeți, scrie aici market price. Ăla se tot modifică. 2,4, punem prețuri incredibil de bune. Uite, brânza prea ieftină, 3,3. Laptele prea ieftin, 2,2. Ouăle sunt bine la preț. Aici avem prețul bun. La suc punem 2,1. La celălalt punem 1,9. Ăsta de aia nu prea s-a cumpărat. Aici punem 3,1. Let's go! Facem profit acolo. Bun, gata cu frigiderele. Hai să facem cumpărături pentru restul produselor de pe raft. Cineva mi-a dat o idee super bună. Edward, oare pot muta calculatorul aici, în storage? Bă, cât de tare era. Are mult mai mult sens să-l ai aici. Era genial dacă puteam face treaba asta. Asta este, nu se poate. Ne trebuie una de cafeluță și două de făină. Una de cafeluță, două de făină. Și avem maxim, comandăm o dată. Continuăm, așa se face restock-ul frumos. Spaghete una și ar merge și una de ceai, cred. Ia să vedem, una și una. Mai departe, pe aici nu ne mai trebuie nimic. Iaurt aș mai lua mai mult, nu iaurt, e lapte, dar eu o să zic probabil iaurt. Și le comandăm. Acum facem super, super rapid restock-ul. Uitați-vă cât de frumos. Aici la cereale, cred că mai trebuia, dar o să lăsăm așa momentan. Mai departe, la paste, punem frumos sus. Chiar sunt curios cum o să meargă prima zi cu doi casieri. Sunt extrem, extrem de curios. Punem și aici, punem și jos. Acum aruncăm cutia. Mai departe, susu. Ăsta este zahăr, nu? Powder sugar. Da, zahăr pudră. Perfect. După care mai avem susu. Și îl punem sus. Susu vine sus. Ok. Cea mai stupidă glumă. Mai avem niște făină pe care o punem aici frumos.
Aș mai putea pune eventual făină și în stânga, pe raftul ăla să nu rămână gol. Nici nu știu. Mai completăm puțin la ceaiuri. Și este perfect. Trebuie neapărat să verific fiecare preț în parte. Mai punem niște lapte din ăsta. Intră destul de mult. Cred că mai aveam. A, în fine, am luat făina, punem făina. Care este aici. Bun. Mai avem făină? Nu, nu mai avem. Aici, alt tip de făină din asta de firmă, Supreme. Ce făină ți-ai cumpărat tu? Făină Supreme sau făină din asta normală? Sunt curios. După care, cafeluța. Umplem frumos la cafeluță. Bam, bam și bam. Mai avem niște cafeluță jos acolo. Hai să o luăm și să o punem. A, efectiv, o bucată. Mai departe, mai avem mai mult lapte. Umplem până sus. Perfect. Susu. Asta l-am pus eu la loc. Bun. Mai avem niște spaghetti. Deja am învățat și locul pe raft. Asta e tare, dacă e totul organizat, te miști mult mai bine. Dacă o să facă update cu om care îți așează marfa pe raft, oricum nu o să facă față la un moment dat și îți trebuie mulți, așa că oricum vei pune și tu marfa. Unde era, mă, uleiul? Aici. O să fie tare rău de tot. Deci, asemenea update ar fi genial. Și un alt update, să fie nevoie să faci curățenie în magazin și să poți și angaja persoană care să-ți facă curățenie. Ar fi tare. Hai să punem aici mai bine sus. Chiar ar fi mult mai complex jocul și din câte am văzut se ocupă ca lumea developerul. Deci cu siguranță vom avea update-uri din ce în ce mai șmechere. Aruncăm și aici și mai avem niște ouă. De asta înseamnă că acum pot deschide magazinul oficial, nu? Ok, știi ce? Vom pune asta aici chiar dacă încurcă puțin. Nu e mare problemă, orezul e bine. Aici avem, all good, all good. Ar mai merge niște paste și niște cafeluță și... De fapt, stai un pic. Wait a minute, că mai avem aici în depozit. Deci odată, paste. Punem full așa. Aruncăm cutia că n-avem timp. Trebuie să deschidem de urgență magazinul. Susu, bababam. Spaghete cred că mai încăpeau, dar nu sunt sigur. Ce mai îmi trebuie mie, măi? Unde arahide? Cred că mai trebuia puțin. Bun. Facem restock aici la untul de arahide. Nu prea mult, înseamnă că prețul nu e bun. Și mai trebuie făina aceasta, care nu e atât de multă. Perfect, deci niște făină Supreme mai trebuie. Hai să vedem. Două de făină, am pus comanda. Bam. Și facem stocul full. Perfect, cred că mai era, nu? Ia să vedem. Nu, nu mai era. Bun. Astea le aruncăm să facem curățenie. Cutia asta o luăm și o punem puțin aici. Și deschidem oficial magazinul cu doi angajați. Chiar sunt curios dacă se descurcă. În rest totul pare în regulă. Ar mai merge niște cafeluță de comandat. Spaghete mai avem în depozit, din câte mi-amintesc. Erau pe undeva pe aici. Spaghete. Aici. Bun. Și să vedem dacă pot să scap de cutia asta. La fix. Efectiv, la fix. Cafeluță, aș mai lua două, repede, până nu vin mulți clienți. Coffee. Perfect. Acum, următorul nostru lucru pe care îl vom face este să mărim magazinul. Și cred că îl și mărim. Pentru că dacă îl mărim, vor veni mai mulți clienți. Bun. Ce mă, e prea scump, am uitat prețurile să le verific de urgență. 5,50. Ha, mă, că e bine acolo. Sarea cât costă? Oh my god, sarea chiar e scumpă. Rapid, ăsta 11, merge 12. Pâinea cât costă? 4,40, la fix prețul. Cerealele le punem un 7,8 să se dea rapid, de urgență. Uleiul 2,6, punem un preț mai bun. 2,8 e bine. Pastele 2,8 și ele. Susu 4,35. Hai să fie bine, să nu fie rău. Cafeluța punem 8,9, să se vândă cum trebuie. 5,50. Aici punem 5,1. Cele mai bune prețuri. 6,7. Totuși să nu pierdem bani. 7,5. Aici trebuie un 6,1. Spaghetele 6,6.
Deci acum ar trebui să se vândă totul la perfecție. Bun, vedem ce mai am prin depozit. Punem momentan pe rafturile astea, că de ce nu? Adică n-are sens să rămână rafturile goale. Perfect. Aici e ca un fel de lichidare de stoc. Aici sunt de toate. Bum, bum. Laptele nu merge pus, bineînțeles. Niște sare mai punem. De fapt nu, că am destulă sare. Stai mă, că mai e doar una. S-a vândut ceva sare? Încă nu. Câte sunt, mă? Chiar mai e doar una. Las-o încolo, că o punem acolo. Așa. Orez mai facem restock. Dacă... Păi de ce nu pot? A. E full, full. Bun. Văd că se descurcă. Treaba interesantă este că non-stop este cineva care să servească clienții. Asta înseamnă că nu mai așteaptă deloc clienții. Chiar dacă ei se mișcă greu, totuși dacă muncesc non-stop, fac față, știi? Bun. Hai să mărim magazinul. Că o ducem bine. Putem face promot de 5.000 de dolari. Hai să nu-l facem momentan. Dar poate îl facem data viitoare. Cumpărăm secțiunea asta cu 1300 de dolari și să vedem cum aranjăm puțin toate cele. Vom pune frigiderele în continuare a celorlalte. Frumos. Peretele acesta va rămâne pentru frigidere. Perfect. Și acum, hai să o gândim puțin. Cum facem noi? Casele cred că sunt ok puse acolo. Însă trebuie să regândim puțin magazinul. Se fac modificări mari aici în magazin, în timp ce clienții sunt în magazin, ok? Cred că o să se supere puțin. Da, e. Vreau să lăsăm aici un loc suficient de mare. Asta cred că voia să cumpere ceva de aici, nebunesc. Lăsăm un culoar acolo. Să treacă clienții frumos, să trec și eu. După care ăsta vine aici în spate. Va trebui să cumpăr și lumină, că nu mai avem. Bun. Iar ăsta cu lapte, vom vedea noi, ăla în plus. Așa, ăsta vine pus undeva aici. Ceva de genul ăsta. Bum. Nu știu dacă mai în cape și în spate, probabil în cape. Aici este frumos. Da. Ăsta. Ăsta e ăla în plus, nu? Încheiem ziua numărul, nici nu știu cât este. Aflăm acum ziua numărul 34, am făcut 1100 de dolari, măi, cam puțin. Dar hai să vedem noua zi, cam așa arată momentan magazinul. Am lăsat loc, dar nu prea e egal, trebuie să mut asta mai în stânga. Deși, nu neapărat că te poți trecura și pe aici momentan. Aici este locul mai mare, lactatele sunt în această zonă. Deși, cred că, ia să vedem. Umplem cu ouă să scăpăm de cutie. O aruncăm afară puțin. Hop. Și poate... A, nu e bine, e bine. Aici avem tot ce înseamnă băuturi, apă, sucuri, sucuri acidulate. Nice. Arată bine. Deci așa va arăta magazinul momentan. Are tot ce-i trebuie. Pot să aranjez și foarte ușor produsele. Și clienții pot vedea foarte ușor produsele. Aici și aici voi mai pune produse extra, nu neapărat laptele și așa mai departe. Deși, ba da, acolo rămâne lapte. Dar aici pe ăsta mai punem ce avem în plus. În rest, arată superb, părerea mea. Ai și ceva spațiu aici la frigidere. Am apropiat lactatele și ouăle de sucuri. Că, nu știu, arată mai interesant să fie unite toate frigiderele. Bun, hai să vedem ce produse ne lipsesc. De fapt, știi ce? Chiar sunt curios dacă pot face față să deschid magazinul. Verific rapid prețurile dacă sunt bune. 4,40, 2,80, pare totul în regulă. Nu cred că s-au modificat prea multe. La început de zi zice ce se modifică, dar n-am fost pe fază. 3,42, opa! Facem aici profitul mult mai mare. 2,60 e bine. 5,50 e bine. 2,20 e bine. Cafeluța e bine, susul am verificat sigur, aici e bine, ouăle, ok, lapte, brânză, la brânză putem mări puțin. Dacă nu ești atent, pierzi bani sau nu ți se vând produsele. Bun, 2,80, aici avem sucul, 1,90, all good, all good, ia să vedem, untul de arahide, e bine, făina
E bine. All good. Uite, ceaiul trebuie mai scump, clar. Bun. Paste, văd că se vând bine. Susu, bine. E bine și aici. Și ultimul produs, e bine și acolo. Acum vedem ce ne lipsește. Văd că avem cât de cât. Da, eu zic că facem față și zilei de astăzi. Cu noua mea strategie să am loc ca lumea, am observat că lejer fac față o zi dacă fac stocuri full, însă pe lângă asta pot rezista chiar și două zile. Mai scăpăm de produsele pe care le avem în depozit, să nu se strice, era tare dacă se stricau pe bune. Dar na, pentru frumusețea roleplay-ului, zicem noi că se strică. Avem mai mult lapte, hai să-l punem. Bun. Perfect, îl punem afară în căldură să se strice. Doamne. Ar fi tare, măi, dacă ar adăuga chestia asta, să se strice produsele. Fiecare produs, în funcție de cât de perisabil e el, adică cât de ușor s-ar strica, să scrie acolo. Dar să scrie mare pe cutie. Bun, frumos. Avem full la sucuri. Nu prea se vinde cola, ați observat? Sunt destul de mândru de clienții mei, însă apa s-a topit pur și simplu. Sunt destul de mândru. Bun, ce mai avem pe susu? Umplem rapid. Gata și cu susu. Brânză. Brânză ținută în soare. Cine dorește, cine poftește. Ok, aruncăm cutia. Să vedem ce mai avem pe aici. Aș putea muta casele mai... Fiți atenți. Așa ceva. Bun, facem în felul următor. Mutăm ăsta. Momentan. Aici. Casa asta de marcat o mutăm. A, nu, nu putem. Trebuie neapărat așa. O mutăm cât mai aproape de perete. Așa ceva. Mă, dacă pierdem aici la clientul ăsta aia. De asta o mutăm aici. Nu prea au clienții loc. Mutăm și asta mai încoace. Bun. Frumos. Ăsta îl mutăm undeva aici, că nu ocupă loc. E ce trebuie. Și acum avem loc frumos să intrăm și în storage. Măi, aduceți-vă și dincolo. Vă aruncați toți la casa asta. Măi, nu poți să prinzi și tu un bec dacă tot stai degeaba. Vasilică 1. Ai, ai, ai. Ok, ce mai avem noi pe aici? Aruncăm cutiile, scăpăm de ele. Prin storage mai avem suc de mere. Îl punem frumos aici. Chiar îmi place cum a ajuns magazinul. Sunt super, super mândru. Mai departe, ce mai avem? Unt de arahide. Untul de arahide îl punem aici undeva. Frumos. Aruncăm cutia. Suc avem, avem, avem. Apă. Ia să vedem. Trebuie să fie nevoie. Lejer. Cred că intră toată apa pe care o am. Nu chiar, dar pe aproape. Punem aici apa. Mai departe, ulei. Trebuie să se fi vândut. Undeva pe aici era uleiul. Da. Frumos, elegant. Aruncăm cutia. Mult mai tare de când am doi casieri. Merge treaba. Ulei nu ne mai trebuie. Suc din ăsta, ia. Probabil că trebuie. Da. S-a cumpărat destul de mult. Ceea ce nu e rău, dar e rău. Dacă mă înțelegeți. Bun. Mai departe. Suc de portocale. Trebuie oare? Da. Lejer. S-a cumpărat destul de mult. Perfect. Aruncăm cutia acolo. Ce mai avem noi? Făină. Trebuie făină. Cu siguranță trebuie. Perfect. Aruncăm cutia acolo. Încă una de făină. Două de aici. Punem aici stocuri full. Și o ducem bine. Aruncăm cutiile să nu fie mizeria asta pe stradă în ultimul hal. Aranjăm puțin chiar și cutiile de aici. Așa, ce mai avem pe aici? Uite-mă că mai avem făină aici. Făină supreme. Trebuie să punem lumină neapărat aici. E beznă totală. Ce mai avem aici? Niște suculeți. Intră aici? Da. Cred că la fix.
Nu am mai plătit facturile de mult, ceea ce nu prea e bine. Cumpărăm, hai să fie 5 lumini, vedem unde le punem și să ne plătim de urgență facturile. Că dacă nu, ne bagă penalizări. Bun, au venit luminile deja și le punem în felul următor. Una aici. Nu trebuie să arate bine pe tavan, trebuie doar să lumineze. Cel mai important lucru. Bun. Hai să vedem, mai punem una aici. Perfect. Încă una undeva pe aici. Perfect. Și vom mai pune încă una în storage, oare? Hai să mai punem, să fie mai luminos. Apar că tot nu e suficientă lumină. E așa cumva între. Ar mai trebui una aici. Hai să o luăm din storage. Cu oricum deja aici nu cred că mai contează. Și să o mutăm undeva aici. Mă, dar parcă nu luminează suficient. Așa mi se pare. Bun, avem 2100 de dolari. Oare în ce să-i investim? Ar trebui să cumpărăm licență. Însă întrebarea mea este unde mai punem noi rafturi. Ar mai încăpi aici, cred că încă... Dacă dau asta mai în spate... Da, ar încăpea lejer. Asta să fie foarte în spate. Da, cred că mai cumpărăm o licență. Să vedem. Am rămas fără lapte, fără cafeluță. Închidem magazinul. Și a fost din nou o zi extrem de productivă. Sunt curios cu câți bani încheiem ziua. Între timp mai golim storage-ul. Să nu ținem prea mult produsele pe acolo. Lapte, lapte, lapte. Suficient lapte. Ce mai avem? Suc de portocale. S-a mai vândut? S-a mai vândut ceva. Și scăpăm și de cutie. Am crezut că acolo e ușa. M-am dat cu capul. Apă. Ia să vedem. Apă. Perfect. Cred că trebuie să ne cumpărăm o casă de marcat. Să meargă treaba mai repede. Dar după ce cumpărăm și o licență. Ulei. Ia să vedem. Aici uleiul. Încape. Încape destul de bine. O, lejer. Am golit cutia. Făină. Suc. Hai să vedem. Mai trebuie. Da, mai trebuie câte una. Opa. A intrat toată cutia. Perfect. Aruncăm și noi cutiile să facem curățenie. Și ce mai avem pe aici? Lapte nu ne mai trebuie. Suc de mere. Probabil ne trebuie. Cred că... Da, lejer. Scăpăm de toată cutia. Așa, ce mai avem noi? Mai avem făină. Acolo suc. Oare trebuie suc din ăsta? Da. Însă nu atât de mult. Ok. Ăsta nu prea se vinde, ați observat? Foarte greu. Aruncăm cutia. Ce avem bă aici? Cutie goală. Ok. Lapte. Punem noi laptele acolo momentan să fie curățenie. Am terminat și storage-ul. Încheiem ziua. Zi pe care, hopa, zero produse negăsite, zero produse scumpe. Interesant. Deci chiar a mers bine. 1400 de dolari profit. Adică venit, nu profit. Profitul 1228, că am mai cumpărat niște lumini astăzi. Nice. 35 de zile. Uite, acum, de exemplu, a crescut prețul la brânză. Și putem și noi să o vindem cu 4,3. În fiecare zi trebuie să fim atenți la scumpiri. Și cu siguranță va trebui să facem restock, dar asta într-un alt episod. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel, le-aș aprecia enormos. Mărciul găsiți pe nocivanu.ro cu Nocivanu on fire, Nocivanu și Patrocle și noul model Nocivanu în apocalipsa zombie. Toate cele bune și pa, pa!